Cum arată profilul cumpărătorului român? Păi arată din există, ce în ce mai bine. Există diferențe între, de exemplu, studii venituri, da. localizare geografică? Da. În momentul de față, majoritatea cumpărătorilor online în România, din punct de vedere vârstă, sunt cuprinși între 25-35 de ani. Majoritatea. Însă, Procentual vorbind, partea, cea de-a doua parte, cel de-al doilea eșantion de 35-45 de ani, este foarte aproape de primul eșantion. Și asta pentru că este deja, zic eu, generația care a avut acces la internet acum 10 ani de zile, 12 ani de zile și care deja s-a obișnuit cu internetul. Evident, trece timpul îmbătrânesc, dar care cumpără online pentru că s-a obișnuit cu internetul. În continuare, Majoritatea cumpărătorilor online sunt din mediul urban, adică 83-84% sunt din mediul urban, doar diferența este de 15-16% din mediul rural. În momentul de față s-a mai întâmplat o chestiune diferită față de ce se întâmpla acum să zicem 5 ani de zile. Atunci, majoritatea oamenilor care cumpărau online erau absolvenți de studii superioare. În momentul ăsta nu mai este chiar așa, adică procentul celor care au studii superioare și cumpără online a început să scadă, în favoarea celor care au studii medii, să zicem. Și asta, e, din nou, este o chestiune normală pentru că internetul înainte nu era atât de accesibil tuturor. Îți trebuiau anumite, nu știu, chiar să ai și niște venituri mai mari pentru cât costa o conexiune internet cu ceva timp față de cât costa acum. Și acum devenind efectiv accesibil oricui, automat cei care au studii superioare, procentul lor începe să scadă. Ceea ce e foarte bine pe de altă parte. Din punct de vedere venituri, cei care cumpără online se încadrează în general în salariu mediu pe economie în România, adică undeva la 1700-1800 de lei pe lună. Ce ar mai fi interesant, este, interesant de spus este că, în medie, se fac aproximativ 8 achiziții pe an de către un cumpărător, ceea ce e destul de ok, deci această, această cifră a tot crescut de-a lungul anilor. La fel, asta nu are legătură neapărat cu partea de profil al cumpărătorului, ci aș puncta-o dintr-un singur considerent că anul trecut în România s-a întâmplat o chestie extraordinară din punct de vedere evoluția a pieței de comerț electronic. Respectiv, este primul an în care valoarea de piață aproape s-a dublat. Dacă până acum creșterile erau în medie de vreo 30-35%, 40%, anul trecut s-a dublat toată Tot volumul generat de e-commerce, de la aproximativ 600 de milioane de euro în 2013 la aproximativ 1,1 miliarde în 2014. Și vorbim aici doar de e-tail, deci nu de servicii, nu de plăți de facturi la utilități, nu de turism sau rezervări de bilete de avion sau chestiuni de genul ăsta, ci doar de produse fizice. Lucru care este super ok, adică e, e o evoluție destul de spectaculoasă. Și la fel ar mai fi interesant de spus că odată cu creșterea acestei valori de piață, partea asta de e-commerce share, deci cât înseamnă e commerce din totalul retail-ului în România, a crescut și ea se situează acum undeva la un 4-5% față de un 2-2,2% anterior. Pe de altă parte, acest 4-5% este încă mic, ceea ce înseamnă că e loc de creștere destul de mare pe, pe piața de comerț electronic românească.